Un copil de doar 3 ani are 70 de kilograme. Misael, din Brazilia, suferă de o boală rară și nu se poate opri din mâncat. Părinții sunt disperați și încearcă din răsputeri să-și vindece fiul. Micuțul s-a născut cu o greutate normală, dar apoi a fost diagnosticat cu sindromul Prader-Willi, care provoacă foame continuă. Părinții spun că micuțul nu se poate bucura de viață ca un copil de vârsta lui și abia de mai poate merge. Prader-Willi este o tulburare genetică foarte rară, aproximativ 400.000 de persoane suferă de această boală în întreaga lume, doar că simptomele se manifestă diferit.